De data asta nu avem un bilet propriu-zis, și o serie de pariuri pe care dumneavoastră puteți alege să le puneți pe un bilet, toate grămadă pe un singur bilet, sau să selectați dintre ele câteva, așa cum, eu știu, se potrivește stilului fiecăruia dintre dumneavoastră. Pariurile alese de noi pentru biletul weekendului Superbet sunt următoarele. Werder Bremen-Stuttgart, 1+1, adică ce vorbeam mai devreme, greu de crezut că Werder o să piardă partida și ne așteptăm și la ceva goluri. Leicester Burnley, 1+0,3 goluri, o cotă de 1.43. Watford Tottenham, x2+2, o cotă de 1.38. Everton Huddersfield, 1+2, o cotă de 1.50. Hetafe Valencia, x2+2, adică Valencia nu pierde și sunt cel puțin două goluri în meci. În Elveția Thun cu Young Boys Berna avem pariul x2+2, o cotă de 1.44, și remarcați că pentru weekend am ales mai multe meciuri tocmai pentru a vă da posibilitatea să primiți mai multe informații din partea noastră. Lille-Toulouse, 1+0,3 goluri, o cotă de 1.51. Cannes-Lyon, x2+2, o cotă de 1.48. Bilbao-Real, 2, și oaspeții să înscrie cel puțin 2 goluri, o cotă de 1.63. Și România-Paraguay, 2 cu handicap plus 23,5 puncte, o cotă de 1.50. Asta ce înseamnă? Că România nu bate la mai mult de 23 de puncte, ceea ce e destul de rezonabil. Cam așa stau lucrurile în privința cotelor Superbet. Zic eu că sunt destule meciuri din care vă puteți inspira și cum ar fi să le punem pe toate pe un bilet și să iasă câștigător? Greu, vă spun eu cum ar fi. Așadar, selectați dintre ele sau mai înlocuiți pe aici pe acolo, poate aveți idei mai bune decât am avut noi. Trecem mai departe și analizăm și restul ofertei caselor de pariuri pentru acest weekend. Sper că în weekend v-ați obișnuit deja să vizitați site-ul nostru, pariuri1x2.ro, acolo unde de obicei, prieteni, sunt analizate și pronosticate cam toate meciurile importante, cam toate meciurile care apar de obicei pe biletele de pariuri. Colegii mei sunt specializați pe diferite campionate și fiecare dintre ei știe cam tot ce mișcă în zona lui. Așadar, pentru avancronici, pentru ponturi, pentru informații, intrați pe site-ul nostru pariuri1x2.ro. Din oferta caselor de pariuri, noi am mai selectat următoarele partide. În Championship, în Anglia, Sunderland Reading, peste 2 goluri cu handicap asiatic, o cotă de 1.56, Ipswich Nottingham, X pauză sau final, o cotă de 1.62. În National League North avem United of Manchester cu Harrogate, 3+, o cotă de 1.45, respectiv Boston cu York, 3+, la o cotă de 1.55. În Slovacia, Slovan Bratislava joacă acasă cu Trencin și pariul este pe goluri, 3+, adică peste 2.5 goluri, o cotă de 1.54. În Australia, Wellington cu Melbourne Victory, peste 2.5 goluri, o cotă de 1.60. Observați, cotele noastre sunt unele în jurul valorii de 1.50-1.60, tocmai pentru că încercăm variante de siguranță. Asta nu înseamnă că dumneavoastră nu puteți forța un pic acolo unde credeți că este cazul. În prima ligă belgiană avem Kortrijk cu Vasland, peste 2.5 goluri, și același pariu și pentru întâlnirea dintre Eupen și Club Bruges, 1.67 respectiv 1.53 sunt cotele pentru aceste pariuri. Și mergem în Olanda, un campionat unde iarăși se marchează multe goluri, de obicei pariul GG e cel mai indicat. E bine, GG însemnând gol-gol, ambele marchează. Dvente, Ajax, peste 2.5 goluri, o cotă de 1.50, și respectiv Roda cu Herenveen, gol în ambele reprize, o cotă de 1.58. Unibet, să știți că are un astfel de pariu cam la orice partidă, gol în ambele reprize, nu contează cine îl marchează, important este să marcheze în ambele reprize și cred eu că la foarte multe partide putem câștiga pe un astfel de, pe o astfel de idee. În Portugalia,
ultimă partidă din fotbal, Braga Ferreira 1 solist, o cotă de 1.40 și haideți să vedem și punctele de la campionatul mondial de handbal. România-Paraguay, oaspeții marchează cel mult 8 goluri în prima repriză. Suedia-Polonia peste 51,5 goluri, o cotă de 1.50 și la Norvegia-Ungaria 2 puncturi, Heidi Locke cel puțin 5 goluri, respectiv 1 cu handicap minus 2,5 goluri. Astea sunt punctele deocamdată de la handbal. Prieteni, ne oprim aici cu emisiunea. Revenim luni. Până atunci vă doresc un weekend liniștit și mai ales baftă la pariuri. Acest program v-a fost oferit